În stagiunea 2009-2010, la Teatrul Municipal Mihai Popescu au fost aduse în scenă 4 piese noi, dar și recitaluri dedicate unor autori celebri. În total au fost jucate 150 de spectacole. Spectacolele jucate, 1, 2, 3, circ, Fata Babei, Fata Moșneagului, 102,7, Amorul Medic, spectacole montate, spectacole noi din această stagiune, recitalul Eminescu, Marin Sorescu, Grigore Alexandrescu și Nikita Stănescu. Și în stagiunea următoare, reprezentanții teatrului și-au propus să aducă 2 spectacole și un festival de folk. E un festival la care eu m-am angajat într-un fel moral cu 2 ani în urmă să-l realizez, festivalul de muzică folk. Anul acesta nu am reușit să-l facem. În schimb, am o promisiune că el va deveni un festival susținut, să spunem, integral privat. Spectacolul Ispita pentru luna mai anul viitor, urmează spectacolul Păcală. Mai mult anul viitor sunt invitați la Belfort, Torino, Iran, dar și în țară să participe la festivaluri. Dar până atunci, stagiunea 2009-2010 se va încheia cu spectacolul Cei 3 Purceluși, ce se va juca în Parcul Chindia în data de 26 iunie.